Înainte să începem povestea, nu uitați să dați un pumn butonului de subscribe. Majoritatea dintre voi care mă urmăriți încă nu v-ați abonat la canal. Visul meu este să ajung la 100.000 de abonați. Poate și un milion, dracu. Așa că nu fiți mă zgârciți, dați și voi un subscribe. Vorba aia, punct ochit, punct lovit. Înainte să trecem la poveste, nu uitați. Dacă observați în timpul episodului un mesaj sau un cod secret sau un personaj necunoscut sau cunoscut, puteți să lăsați un comentariu cu minutul sau secunda unde ați putut observa. Cu puțin atenție, puteți observa câteva detalii ascunse. Mă, cred că cu toți am auzit pe la noi prin oraș sau prin sate că s-au găsit nu știu ce fel de comori de acum 100 de ani în urmă sau poate și mai mult. Așa că chestia asta mi-a atras atenția pe când aveam eu vreo 14 ani. Într-o zi de vară eram în sala Neaghiță, era într-o seară de joi și stăteam la un foc mare în curte. Acum, din vorbă în vorbă, Neaghiță a început să povestească despre o comoară care a fost îngropată cu sute de ani în urmă. Așa că îl aud deodată. Mă, băieți, vă știți că aici în sat la noi, adică noi stăm pe aur mult? Ai, bunicule, iarăși ne spui filme. Mă, ciopârlică, știe tot satul. Păi și cum, bunicule, adică? Păi fiți atenți să vă spun povestea. În 1475 a fost un război mare, adică Ștefan cel Mare a avut război cu turcii. Și turcii al drecu erau mulți. Așa că au dat ei startul la război și Ștefan cel Mare a câștigat războiul. Dar unul dintre turci avea după el un sac mare plin cu monede din aur. Așa că era primul supraviețuitor și s-a gândit el să ascundă sacul cu monede. Nici n-a mai stat pe gânduri și a luat-o spre pădurea noastră de aici. A îngropat sacul cu aur și după a luat-o la Sănătoasa. Dar în timp ce fugea el, a dat nas în nas cu Ștefan cel Mare. Acum Ștefănuț al nostru, pe gânduri, n-a stat, că n-avea rost și i-a dat capul jos. Acum și Ștefan cel Mare știa el ceva despre sacul cu monedii, dar nu știa unde este sacul. Și uite așa, a rămas aurul îngropat. Nici până ziua de azi nu a găsit nimeni aurul. Vă dați seama că pe aici umblă vorba repede și an la rând toți sătenii au început în căutarea sacului. Dar după cum am mai spus, nimeni nu a găsit sacul cu monede. Fua, nu că nu te cred. Crezi ce vrei, eu așa știu, din ce mi-a povestit taică-miu și cu maică-mea. Bine, și ei la rândul lor au auzit de la altcineva. Du-te, bunicule, de aici că n-are cum. Taci, drecu șopârlică, cum să nu fie adevărat. În astea cred, mă, că s-a îngropat aur și nu mai știu ce. Mă, toxică, te gândești la ce mă gândesc eu? Stai liniștit că m-am gândit înaintea ta. Eu zic că... Degeaba, n-o să găsesc nimic. Cum nu, bunicule, se pune aurul cu mine? Nu îl găsești, șopârlică, dar mai este ceva. Adică, bre, ce anume? Am auzit și eu așa, pe aici, pe acolo, că cine găsește sacul și pune mâna pe aur, moare. Adică, într-un cuvânt, monedele sunt blestemate. Du-te, bunicule, de aici, ce? Că dacă văd eu acum un sac de aur, ce crezi, că nu pun mâna pe el? Taci, drecu, mă, n-auzi că sunt blestemate. Du-te, drecu, mă, că dacă am pus mâna pe el, să vezi ce avioane îmi trag. Taci, drecu, mă, nu-l găsiți, n-aveți cum. Ce-ai, bunicule, cu mine nu se pune niciun sac de aur, adică monezile alea. Bine, șoapărică, haideți în casă, eu mă duc la culcare. Mai stai, bunicule. No, șopârlică, mâine am treabă. Ce urât faci, bunicule. Lasă-l, mă, că nici eu nu mai stau. Deja mi-e somn. Ia uite-l, drecu, ce urât faci și tu, mă. Taci, drecu, odată. Haide, șopârlică, în casă. Așa că pe gânduri n-am mai stat. Am intrat în casă, Neaghița a luat-o spre camera lui. Iar eu cu șopârlică ne-am dus în camera noastră. Dar odată ce am ajuns în cameră, îl au pe șopârlică deodată. Mă, toxică, eu zic că... Nu mai zi nimic, las așa. Taci, drecu, mă, să vezi ce de abonii facem. Taci, mă, odată, gata, nici bine nu a spus omul povestea că și tu repede vrei să cauți aur. N-ai șanse să-l găsești. Cine, mă, eu? Taci, mă, cu mine nu se pune. Da, mă, da, hai că mă pun la somn. Mă, toxic, ascultă la mine că găsim aurul și după să te aud atunci. Nu, că nu-l găsim. Haide, mă, toxic, nu fi nebun. O încercare moarte n-are. Bine, mă, bine, și așa, mâine nu avem ce să facem și mergem atunci. Da, cum, mă, să vezi ce aur găsesc să moară Gipilan. Uite-te așa la mine, dacă nu mă vezi pe mine cu câte 45 gagi și o mașină bombă, uite-te așa la mine, de nu mă fac eu zeu și mă fac și boss de boss. Da, mă, da. Acum noi ne-am pus în pala culcare. Eu nu prea puneam speranță în ce spunea șopârlică. Așa că în următoarea zi ne trezim, mâncăm ceva și după ieșim în fața casei. Ne-am așezat pe bancă, dar nici bine n-am apucat să mă dezmeticesc, că a început șopârlica meu să-mi spună. Haide, mă! Unde, mă? Hai să căutăm sacul cu monede. Stai, mă, că nici nu m-am trezit bine, că și poc repede l-a căutat de monede. Ai răbdare, că avem timp. Haide, mă, toxic, de astea faci. Stai, mă, puțin, ai răbdare, unde mergem acum? Hai.
haide-mă, toxică, căutăm 2-3 ore și după venim acasă. Mai stăm puțin pe acasă și după iarăși mergem. Pleacă-mă, drecu, deci mai stăm puțin și după mergem. Haide-mă, toxică, te rog eu. Nu, mă, acum nu merg. Haide-mă, te rog eu. Nu, mă. Așa faci, mă, nu? Dar eu așa am făcut cu tine. Haide-mă, toxică, te rog eu. Bine, mă, 2-3 ore atât, după venim acasă, mâncăm ceva și după plecăm iarăși. Da, mă, da, fii atent. Ca să nu căutăm ca proști în doi, adică eu și tu, știi că ne iau 100 de ani să găsim sacul. Fii atent, îl sunăm pe Mortex, pe Snoopy și luăm și pe Mutambă. Suntem 5 persoane și așa găsim sacul mai repede. Mă, nu ar fi rău, adică să ne împărțim cu toții, eu zic că avem șanse mai mari. Dar faza este că dacă găsim sacul cu monede, trebuie să facem împărțeală. Adică, mă? Păi să facem, mă, adică să facem împărțeală, să împărțim ce am găsit. Du-te, mă, de aici, nu împart eu cu nimeni, adică nu, împart doar cu tine. Da, mă, da, crezi că vine cineva dacă nu le ofer o garanție, ceva? Mă, eu le ofer, dar e altceva că le dau și țeapă. Da, mă, dar e urât, adică după nu mai vorbesc cu noi. Taci, mă, că le trece supărarea. Nu, mă. Taci, toxic, știu ce zic. Nu, mă. Da, ce să-i mai zic, frate, ca și pus mâna pe telefon și l-a sunat prima dată pe Mortex. Alo, ce faci, mă, Mortex? Ce să fac, mă, în casă? Mă, am o idee, adică nu idee, am o afacere bună pentru tine. Ce afacere, mă? Am o afacere de nu, azi ești sărac, mâine ești bogat. Păi zi, mă, ce afacere? Fii atent, aici la noi în sat, adică la bunică miu, s-a îngropat un sac plin cu monede. Acum locul exact nu-l știm, doar știu că e lângă pădurea aia de lângă satul nostru. Da, mă, dar când a fost îngropat sacul? Păi ar fi ceva, adică câțiva ani. Ce câțiva ani, mă? Ștaș, mă. Da, Mortex, vreo 3-4 ani, cam așa. Da, mă, și ce vrei să fac eu? Păi vii în sat, eu, Toxică, tu, Mutambă și Snoopy ne împărțim și săpăm prin pădurea aia. Păi îți trebuie detector, mă. Adică, mă, ce detector? Detector, nu știu, detector de ăla. A, păi nu, mă, că am. Unde trecu ai, mă, tu detector? Ștaș, mă. Da, mă, am lopeți, am detector. Păi e bine, mă, și când vrei să vin? Azi, mă, azi. Batem fierul cât e cald. Că după, cine știe, poate îl găsește altcineva. Bine, mă, câte ceasul? Stai așa. E ora 10:34. Mă îmbrac, că acum la 11 am microbuz. Perfect, Mortex, te aștept, da? Da, mă, da. Sau nu, mă, stai să-l sun și pe Snoopy, vorbesc și cu ăla și veniți amândoi deodată cu același microbuz. Și mai bine așa. Bine, mă, hai că te sun în 5 minute. Bine, mă, bine. Îi închide apelul Șopârlică și dă să-l sune pe Snoopy. Eu acum eram mirat la ce miciun spunea Șopârlică și dau să-i spun. Mă, prostule, dar de unde ai, mă, tu detector? Taci, mă, e vrăjeală, una alta, să fie acolo. Păi cum, mă, și când te vede că nu ai detector, să vezi cum pleacă ăștia. Până vin ei, eu iau un CD de la bunică mea. Bag și eu pe acolo 2-3 fire și cică ăla e detectorul. Mă, da, prost ești, își dă seama, mă. Nu, mă, că-i spun că bunică mea l-a făcut. Cum știi tu, dar să vezi, ori ți-ai bătaie, ori te jură ăștia de faci tatăl nostru de 10 ori. Taci, drecu, mă, hai să-l sun pe Snoopy. Fă, mă, cum știi tu, na. Așa că începe Șopârlica mea să-l sune și pe Snoopy și deodată l-aud. Alo, alo, mă, ce faci, mă, drace? Ce să fac, mă, uite la un biliard. Mă, lasă biliardul, am eu pentru tine o afacere, de nu în 3 zile îți cumperi 10 mese de biliard. Ha, bă, du-te, dracu, iarăși încep cu dealii tale. Nu, mă, nebunule, fii atent. Sunt eu, Toxică, Mortex și Mutambă. Mergem să căutăm un sac de monezi din aur. Cică 24 de carat. Du-te, dracu, mă, faci mișto. Nu, mă, ce prost ești, ia zi, Toxică, zi, minte eu cu ceva? Ce să zic, frate, că trebuia să joc după Șopârlică, să spun ca el. Și încep să zic. Da, mă, Snoopy, cum să nu, are și detector, lopeți și poate găsim aurul. Vezi, mă, vezi? Păi și când mergem? Azi, mă, acum la 11, aveți microbuz și vii odată cu Mortex. A, păi nu, pă, mă, sunt cu băieții ăștia. Lasă-mă tu, băieții, tu vină încoa. Eu știu, bine, mă, hai că vin. Așa, mă, hai că-l sun pe Mortex și vă întâlniți în autogară. Bine, mă, bine. Acum, Toxică, trebuie să mergem la Mutambă, să-l convingem și pe ăla și gata, echipa. De n-o să-ți iei tu bătaie azi atâta rău, las că vezi tu. Cine, mă, eu? Taci, drecu, mă, stai să-l sun pe Mortex. Bine, mă, bine. Așa că începe Șopârlica mea să sune iarăși pe Mortex și a început să-i zică. Alo, mă, Mortex, mă, fii atent, te întâlnești cu Snoopy direct în autogar. Bine, mă, bine. Bă, da, vii, da? Da, mă, da. Bine, Mortex, hai că vă aștept. Gata, Toxică, de nu o să-mi fac eu palat, uite-te așa la mine, de nu o să-mi pupați mâinile și picioarele. Ți le pupă, mă, ta, prostule, să vezi ce bătaie ți-ai tu și eu prost mă iau după tine. Taci, drecu, mă, hai să căutăm un bus ceva, punem un CD
lui, câteva fire și gata, că n-are, că n-are cum să spună ăștia că ăla nu e detector. Du-te, drecu, mă, cu detectorul tău cu tot. Hai să mergem în casă, du-te, ia scociul, eu caut CD-ul și un băț. Și să caut și de-alea, mă, și niște fire. După mergem acasă, la mutambă. Bine, mă, firea al drecu. Așa că ne ridicăm de pe bancă și o luăm în casă. Eu m-am dus după scoci. Șopârlică s-a dus după un CD și după un băț. Peste câteva minute am ieșit amândoi în curte și a început șopârlica meu să lipească de băț, CD-ul și câteva fire. Într-un final am făcut și așa zisul detectorul de metale, așa că la opă șopârlică deodată. Ia uite, bă, nu arăta detector? Da, mă, zici că e steaua de aia de te duci cu ea la colindat. Îi mai trebuie câteva petale și aia e. Steaua sus răsare. Cum drecu, mă, cum să arate, mă, ca o stea? Tași, drecu, mă, hai să mergem la mutamba acasă. Și după venim aici în fața casei că trebuie să ajungă Mortex cu Snoopy. Hai, drecu, odată. Așa că am luat-o spre casa lui Mutambă, odată ajuns acolo, am început să strigăm. Mutambă! Mă, Mutambă! Mutambă, ieși, mă! Hai afară, mă! Mutambă, ieși, mă, odată! Așa că dintr-o dată îl vedem pe Mutambă cum iese din casă și începe să spună. Da, mă, ce-i? Ce faci, mă? Ce să fac, mă? Eram la calculator. Aha, păi fii atent, vezi asta? Da, mă, ce-i cu el? Păi nu că ce-i cu el, ce-i asta? Cum se numește? Seamănă, aduce așa cu un detector de miciuni. Puh, nu de la mă, dă-sta, mă, detector de metale. Da, mă, păi de ăla e, vezi, mă, toxică, ți-am zis că e detector de metale. Și a început prostul să facă semn cu ochiul, de parcă Mutambă nu-l vedea. Ce ai, mă, de faci cu ochiul așa? Cine, mă, eu? A, nu, mă, mi-a intrat, cred că, praf, ceva. Lasă asta, mă, fii atent. Cu detectorul ăsta găsim aur. Cum așa, mă? Găsim aur, e aici, îngropat, aici în sat, îți explic eu mai încolo. Sunt eu, toxică, Snoopy și Mortex sunt pe drum și dacă vii și tu, suntem 5 persoane. Și mergem la căuta de aur și facem jumii-jumat, ce zici, te bagi? Da, mă, tu spui de sacul ăla cu monezi? Da, mă, da, de unde știi? Păi nu, mă, că am auzit și eu. Păi e bine, mă, ce zici, te bagi? Da, mă, mă bag. Bun, atunci, ia și tu două lopezi de la tine, că eu am trei acasă. Hai tu te ia repede alea și după să mergem la mine acasă, că trebuie să ajungă Mortex cu Snoopy. Bine, mă, stați aici, că mă duc să iau două lopezi și după mergem. Bine, mă, bine. S-a dus Mutambă până în curte să ia două lopezi, într-un final se întoarce înapoi și o luăm spre casa lui Neaghiță. Odată ajuns acolo, ne punem pe bancă și am început să-i așteptăm pe Mortex și pe Snoopy. Peste cam vreo 30 de minute, cam așa, au ajuns și ei. Și șopârlica meu a început să țipe pe acolo. O, ce faceți, bă, când auziți că e vorba de bănet? Hop și voi încoace. Las că e bine așa, e bine să fugi după bani. Mă, șopârlică, cred că nu ne-ai făcut să venim degeaba. Ce ai, mă, normal că nu. Ce ai în mână, mă? Eu? A, detector, mă. Cum detector, mă, ăla e detector? Da, mă, nebunule, e detector. Nu, că tu faci mișto. Nu, face, mă, e detector, e făcut de Neaghiță. Și ce fel de detector, mă, zici că e mop? Ce e mop, mă? Știi cum găsești ăsta aur? Păi de capul meu. Bine, mă, cum zici tu? Mă duc să iau încă trei lopeți și o luăm în păduri. Bine, șoapărlică, du-te. Acum eu am rămas cu Mutambă, Mortex și Snoopy. Și parcă inima nu mă lăsa să fac așa ceva. Adică ce voia să facă șoapărlică? Parcă nu voiam să fiu eu vinovatul la tot ce putea să se întâmple. Așa că încep să spun. Mă, nu-l ascultați, mă, minte, mă. A, nu, da, sacul cu monezi e îngropat pe aici, pe undeva. Dar detectorul ăla e din CD, mă, a pus prostul câteva fire și ce a spus, că merge vrăjeala, nu vă luați după el. Ia uite al dracu, să vezi ce stângă îi dau. Cum nu, mă, că arată ca un detector. Tași, dracu, Mutambă, că nu e. Să vezi ce bătaie îi dau. Nu, mă, facem altceva. Neaghiță are în debara o cutie cu lanțuri de-astea. Vă dați seama că nu sunt din aur. Luăm fiecare câte un lanț și când săpăm acolo, poc și noi aruncăm în groapă un lanț. După țipăm pe acolo, uite, mă, că e aur, că e lanț. Așa îi facem plata la nebun. Bun, că ăsta dacă îi se pune pata pe altă idee, ne bagă în belea degeaba. Bă, dar nu zici rău, mă. Chiar că să vezi ce se enervează prostul. Păi eu ce zic? Nu, că eu tot îl bat. Lasă-l, mă, Snopiță, îi facem fața asta de nu mai vrea aur în viața lui. Bine, mă, bine. Hai că mă duc repede în debara, iau câteva lanțuri și vin înapoi. Bine, mă, bine, dar toxică, vezi să nu te vadă. Stați, mă, liniștiți, hai că mă duc, vin repede. Așa că intru în casă, mă duc înspre debara, iau câteva lanțuri în mână și ies înapoi afară. Și am început să împar câte un lanț de fie. Gata, mă, să vezi ce se bucură prostul. Da, chiar și așa. Da, poate se supără, mă. N-are cum, mă, că sunt eu și nu se supără. Cum spui tu, na? Așa că într-un final a venit și șopârlică și începe să spună. Sunteți gata, mă? Am luat trei lopeți și haide să mergem. Haide, șopârlică. Dar ce-ai, Mortex, de-ți vine să râzi? Cine, mă, eu? Ți se pare, mă? Zi, mă. A, gata, crezi că fac mișto de tine, nu? Nu, mă, da, mă, nu știu ce să cred. Să mor eu de te mint. Dacă nu găsim aur, uite-te așa la mine, de nu mai târziu îmi mulțumești. Bine, mă, bine. Mă, șopârlică, dar sacul unde îl punem? Păi nu, bă, le strângem la mine, mă.
mă, la mine e cel mai bine. Bine, mă, bine. Da, mă, ca să fur tu. Nu fur, mă. Mortexe, nu fură și o plică, că nu e așa de fomist. Bine, mă, haide să mergem. Așa că am luat-o noi spre pădurea care se spunea că s-a îngropat sacul cu monez. Într-un final am ajuns și am început fiecare să săpăm. Ba eu în stânga, ba și o plică în dreapta, Mortex, Snoopy și cu Mutampă stăteau unul lângă altul. Acum, după câteva minute, încep să-i fac semnul Mortex, aruncăm lanțul în groapa pe care am săpat-o. Iau un lanț în mână și am început să-i dau drumul în groapă. Acum Mortex m-a luat pe dinainte. Du-te, drecu! Ce ai, mă, Mortex? Nu te cred! Nu, că a găsit sacul. Ce sac, mă? Cred că e lanț de aur, e mai șmecher ca monezile tale. Nu te cred, mă! Așa că ia Mortex lanțul din groapa pe care a săpat-o, se ridică înapoi și începe să spună. Uite, mă, doamne, pupația ștălpilii tale, uite, mă, lanț, mă, să moară Gipilan. Du-te, drecu, mă! Bravo, mă, Mortex! Toxică, ți-am zis eu, mă, aici trebuie să fie și sacul. Da, mă, da. Ia dă-mi să vă lanțul. Nu, mă, vedem după. Haide să mai săpăm, poate mai găsim ceva. Dă-l, mă, oleacu. Lasă șopurlică, vedem după. Bine, mă, bine. Așa că mai săpăm noi pe acolo ce mai săpăm. Acum era rândul meu să spun că am găsit un lanț de aur. Dar între timp Snoopy îi tot spunea. Mă, șopurlică, da, detectorul ăla nu trebuie să bipăi, să scoată sunetii. Ba da, mă, uite, stai așa, scoate, cum să nu. Când apăs pe fir, scoate așa, ia uite, ia. Și a început șopurlica meu să scoată niște sunete de m-a bufnit râsul pe loc. Bip, 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 bip. Mai du-te, drecu, mă. Ce vrei, mă? Ce tot râzi atât? Tu faci mișto de mine, mă, sau ce faci? Nu, mă, Snopiță, cum să fac? Eu văd că faci din gură, mă. Da, mă, sincer să fiu, nu scoate niciun sunet. Dar oricum, detectează metalul. Păi și cum știi tu, mă? Adică când știi că ai găsit ceva? Da, chiar și așa. Păi fii atent, el detectează așa, adică când știe că sub pământ este vreun metal ceva, detectorul se face roz, mă. Ah, păi e bine, mă, așa, păi e detector de la performant, nu? Da, să știi că da. Uite că n-am auzit așa în viața mea. Da, mă, da, ce-i făcut de mâna lui Neaghiță, îi făcut de mâna lui Neaghiță. Da, chiar și așa, bunicul știe, mă. Haideți, mă, să mai săpăm. Da, mă, da. Acum a venit rândul meu să spun că am găsit aur. Mai sap acolo câteva secunde, bă, și dintr-o dată am început să țip. Du-te, drecu, șopârlică. Ce-i, mă, ce-i? Alt lanț să moară Gipilan. Du-te, că nu te cred. Așa că iau lanțul din groapă, mă ridic înapoi și încep să-i arăt lui șopârlică. Du-te, drecu, toxic, a dat noroc cu păstăroi. Da, mă, e lanț de aur, hai să mai săpăm, că dacă am găsit eu cu Mortex, sigur o să găsiți și voi. Fai, nu, că aici stau de acum și încă 3 zile. Da, mă, ești nebun? Mă, da. Tu să tași, Mutambă, că așa e bine. Bine, mă, bine. Ia că mai sap și eu, mă, poate dau și eu de un lanț de aur. Da, chiar și așa, Snopiță. Haideți, bă, hai că ne facem băieți mari. Așa că am început iarăși să săpăm noi acolo. Eu, Mutambă, Snoopy și Mortex săpam la vrăjeală ca să nu ne dăm de gol. Dar pe când șopârlică săpa în mare disperare. Ce mai, frate, zici că era excavator? Acum era rândul lui Snoopy să spună că a găsit și el lanț de aur. Așa că pe gânduri n-am mai stat și a început să țipe. Șopârlică, aur, mă. Ce aur, mă? Lanț, mă, am găsit și eu un lanț. Bă, da, uite al drecu, toți găsiți, mă, lanț, numai eu nu. Lasă-mă că găsești și tu. Da, chiar și așa, mă, sap acolo și o purlică, că sap bine. Ce mai, frate, că și o purlică a meu era nervos la maxim. Săpa acolo urmare disperare. Acum mă uit la Mutambă, îi fac semn, dar ăsta nici că nu mă băga în seamă. Și încep să-i spun. Psst. Bă, n-auzi? Da, mă, da, ce? Aruncă lanțul în groapă și țipă și tu acolo, vezi tu? Nu fac eu așa, mă, nu fac. Haide, mă, nu fii prost. Nu, mă, nu fac așa ceva. Haide, bă, nu fii prost. Nu, mă, toxic, nu fac așa ceva. Mutambă, nu și nu voia deloc. Acum ce să-i fac, să-l oblig? Nu puteam, așa că mai săpăm noi pe acolo ce mai săpăm. Bă, și la upă Mutambă dintr-o dată. Mă, șoplică, nu te lua, mă, după ei, fac mișto de tine. Toși, drept, cum, mă, nu vezi că sap aici? Bă, nu fii prost, te ia în râs. Auzi, Mutambă, vreau și eu să spun ceva. Dar nu ți-e bine cu dința aia în gură? Da, mă, prostule, de ce îi spui, mă? Da, ia stai, mă, ce să spun? Ce aveți, mă, râdeți pe seama lui? Vezi, mă, vezi că ăștia fac mișto de tine. Cum adică, mă? Păi n-a găsit lanț de aur, adică da, dar nu sunt de aur și în plus de asta sunt lanțurile de la bunică tu. Cum, mă, adică? Da, mă, vezi că toxică e capul. Așa e, mă? Da, mă, du-te, drecu, și tu prost te bucurai degeaba, mă. Șopârlică, te-am ars. Cum face, mă, cum face detectorul? Bip, bip, nu? Ah, da? Mă, și-l văd
dintr-o dată pe șopurlica meu cum sare cu lopata înspre noi. Acum eu m-am ferit, am luat-o la fugă. Mortex la fel, nici el nu a mai stat pe gânduri. Cu mutambă nu avea nimic pentru că a ținut cu șopurlică. Dar ghinionistul dintre noi n-a fost decât nimeni altcineva decât Snopiță al nostru. I-a dat șopurlica meu dita mai lopata în cap. Snoopy nici că a mai stat în picioare, direct la pământ. Șopurlica meu țipa în gură de șarpe. Îl drecu de boschetar, faceți mișto, a? Ce-ai mă, șopurlica, e nebunit? Păi cum, bă, eu sap aici ca prostul și voi faceți mișto de mine? Dar ce mă, șopurlică, tu n-ai făcut mișto de noi? Ce, bă, eu? Da, mă, da era pentru binele nostru. Da, pentru binele lui Măta, mă. Mă, toxic, vezi că mă iau și de tine. Ce să-i mai spun la nebun că-l credeam în stare să mă lovească și pe mine? Acum, cum tot ne certam noi pe acolo, Snoopy al nostru s-a ridicat de jos și a dat dita mai perversă a lui șopurlică. Ce mai, frate, că deodată am văzut cum i-a zburat un dinte lui șopurlică din gură. Acum șopurlică pică jos, Snoopy nervos la maxim și urla pe acolo de m-a băgat și pe mine în spereți. Na, fiar, dracu, dai clopata, a? Da, de aici. Eu acum parcă nu eram fericit să văd că șopurlică e bătut, așa că încep să țip și eu. Mă, tu zgâtu, mă, te da în halul ăsta, îi dai, mă? Ce vrei, mă, și tu? Ce vreau, a? A, păi, firai al dracu. Mă, și mă duc înspre el pregătit de bătaie. Mortex s-a băgat în fața mea, că știa ce iese acolo dacă săream la bătaie la Snoopy. Obligat forțat era să sară și Mortex la mine, că na, prietenul la nevoie se cunoaște. Acum încep să țip și la Mortex. Dă-te, mă, dă-te, dă-l drecu, da așa se dă, mă. Mă, toxic, n-are rost, mă, e și el prietenul meu și tu ești prietenul meu și pentru cine să mă bag? Pleacă, du-te, drecu, de aici, dar șopurlică nu e prietenul tău, mă. Da, mă, da el a sărit prima dată cu lopata. Ce lopată, mă? Mă, da, dintr-o dată îl văd pe șopurlica meu cum se ridică de jos cu niște ochi de aia de vulturi, gata, gata să-l omoare pe Snoopy. Deodată văd pe Snoopy că și-a garda, șopurlica meu și-a luat poziția lui preferată. Lovește șopurlica cu un pumn, barează Snoopy, dă să lovească Snoopy și barează din nou șopurlica meu. Mă, și i-a dat dita mai pumnul în stomac. Ce e mai, frate, credeam că i-a plecat ficatul la plimbare. Dă să lovească Snoopy încă o dată și i-a plasat șopurlica meu dita mai croșeu în barbă. Ce e mai, frate, că l-a trimis pe Snoopy direct la pământ. Acum eu aveam un zâmbet până la urechi, eram fericit și am început să țip acolo. Bravo, bă, bravo, șopurlic, du-te drept cu mare perversă ce i-ai dat. Taci, drept cu mă, tu taci, Mortexe, tu zgâtu, mă, te șarpe miu, fii atent aici, asta nu rămâne așa. Mortex, ce să mai spună că a rămas mut. A băgat puțin frica în el. Acum mutambă nici el nu mai spunea nimic, pentru că știa bătaia de data trecută pe care i-am dat-o eu și șopurlică. Acum Snoopy nici că mai mișca. Am crezut drecu că a făcut mortăciune acolo. Șopurlica meu ia cele trei lopeți care și ale erau alunea ghiță și o ia spre casă. Eu acum n-aveam ce să fac, am luat-o și eu după șopurlică. Dar înainte să plec dau să-i spun lui Mortex. Mă, Mortex, nu fi supărat, mă, vedem noi cum facem să fie bine. N-am nici o vină. Du-te, toxică, stai liniștit, nu vezi că e nebun omul? Dacă și la tine a țipat, nu, gata, e în frisoane acum. Ce să mai, n-ai ce să vorbești cu el. Și cu ăsta, cu Snoopy, cum rămâne, mă? Se trezește, îl văd eu. Bine, mă, hai că plec. Auzi, mă, dăm și tu niște bani să mergem înapoi în Roman. Că am crezut că rămânem aici peste noapte. Dar de unde? Când se trezește Snoopy, îl iau eu frumos și mergem în oraș. Dar șopârlică cu mine nu mai are ce vorbi. Da, mă, am vreo 35 de leoi, e bine? Da, mă, da. Vezi tu cum o dai la capăt cu șoferul, na, ce să fac? Mai mult nu am. Da, mă, da, mersi frumos. Așa că am luat-o și eu după șopârlică, într-un final am ajuns în fața casei, intrăm în curte și în curte era Neaghiță, dar ce mai, frate, că l-a văzut pe șopârlica meu fără un dinte în gură. Neaghița a început să țipe. Ce ai făcut, mă? Ce ții, bre, așa? Cine te-a bătut? Pe mine, bre? Cine să mă bată? Am bătut, poate, dar de bătut nu m-a bătut nimeni. Da, Neaghiță, i-a dat și nu că i-a dat. I-a dat de doarme omul, e în vacanță în Tenerife acum. Aoleu, păi și cum n-ai luat bătaie, mă? Nu vezi că n-ai un dinte? Ce, bre, mi-a dat neveu, bre, da, i-am dat și eu după, am dat în el ca în aparat. Da, cine e ăla, e de aici din sat? Nu, bunicule, e un prieten din oraș. Și ce caută el tocmai aici, mă, din oraș? A venit să căutăm aur, n-am găsit, am găsit pe dracu. Păi, ți-am spus, mă, că nu găsești. Și eu i-am spus, da, nu, că el Batman. Haide, bunicule, că mă duc în casă. Așa că am intrat noi în casă și eu
furlica meu era oarecum supărat pe mine. Nici în seamă nu prea mă mai băga, așa că următoarea zi ne-am pus la drum să mergem acasă. După câteva săptămâni, Snoopy și-a luat revanșa față de șopârlică. Dar asta este cu totul altă poveste. Și poate cât de curând am să vă povestesc și despre revanșa lui Snoopy. Și uite așa am mers noi să căutăm sacul cu monede. Bine, puțin spus sacul cu monede. Că despre gluma mea cu lanțurile de aur, eu zic că a fost poate că o glumă proastă și asta i-a dat foc mai mult lui șopârlică. Și cam asta este povestea de astăzi. Sfatul meu este... Mă, despre comoara ascunsă nu am ce să spun. Dar despre cearta dintre șopârlică și Snoopy pot să spun că nu e bine să vă bateți cu prietenii. Eu zic că greu îți poți câștiga un prieten adevărat. Și pot să spun că Snoopy a fost și încă este un prieten adevărat pentru noi după atâția ani. Așa că fiți mai buni, mai iertători și aveți grijă unii de alții.